Avocata familiei lui Petrică Mâțu Stoian, Carmen Obârșeanu, a făcut o serie de declarații legate de ancheta morții artistului. Ea dorește ca Dorul Cușman, impresarul artistului, să fie reaudiat. De asemenea, în cadrul unei emisiuni TV, aceasta a discutat și despre moștenirea pe care interpretul de muzică populară a lăsat-o în urmă, neexistând vreo problemă în acest sens, căci aceasta va reveni familiei. Ea a declarat că s-au finalizat analizele la Institutul de Medicină Legală din Timișoara și a fost trimisă la Serviciul de Medicină Legală din Caraș. În prezent, se solicită opinii de specialitate din clinicile universitare. La moștenire nu este niciun fel de problemă. La moștenire, familia s-a înțeles, se face numai între membrii familiei. Problema este să stabilim de ce a murit. S-au finalizat analizele la Institutul de Medicină Legală din Timișoara, au fost trimise la Serviciul de Medicină Legală din Caraș și acum se solicită păreri de la specialiști din clinicile universitare. Aici îmi pun eu un semn de întrebare. Păi, dacă după moarte cer părerea unor specialiști, de ce nu ai cerut-o când încă se mai putea salva viața omului? De ce nu au cerut-o atunci, în ziua în care a fost dus la spital? Am citit declarațiile medicilor care au fost audiați și vă spun sincer că sunt total incomplete. Anchetatorii nu știu ce să-i întrebe. Ce trebuie să-i întrebe pe medicul respectiv? Domne, ce ați făcut ca să salvați viața pacientului? Dar anchetatorul l-a lăsat să declare ce vrea. Medicul a spus ce prevede cursul de medicină să facă, nu ce i-a făcut, a declarat Carmen Obârșeanu. Aceasta a spus că cere reaudierea lui Doru Cușman. Considerați că au fost mari lacune în diagnosticarea lui Petrică? A fost întrebat aceasta. A fost o totală pierdere de viață omenească, în condițiile în care putea fi preîntâmpinată. De aceea spun că toți medicii sunt vinovați de moartea acestui om. Să vedem la ce spectacole a fost dus. Se spune că fiica domnului Cușman, fiind medic, ar fi avut cunoștință de afecțiunea pe care o avea Mâțu Stoian. De ce a încălcat legea? În momentul în care un medic știe că un pacient are COVID-19, primul lucru este să-l îndrume la un medic de specialitate. Eu niciodată nu am discutat cu dânsul, cu Doru Cușman, dar o să cer să fie reaudiat. Ceea ce mie mi s-a părut în dosarul acesta de urmărire penală este că audierile au fost superficiale. Mi se pare că omul acesta, Petrică, a fost foarte folosit. Poate și inconștiența pe care a avut-o și boala după bani, așa de mulți care ar fi trebuit să-i aibă, dar nu prea-i găsim. Aici sunt probleme, a spus avocata. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.